Cine este Mira, artista care se sărută cu Mario Fresh într-o imagine postată pe rețelele sociale? Întrebarea care macină tot showbizul e următoarea: Să fie oare Mario Fresh într-o relație cu Mira, asta după ce s-au afișat sărutându-se pe internet? Toată lumea așteaptă un răspuns, după imaginea controversată publicată pe Instagram. Dar cine e Mira, de fapt? Tânăra se bucură de un succes uriaș în România. Toată lumea așteaptă un răspuns din partea lui Mario Freș și a Mirei. Asta după ce aceștia s-au afișat sărutându-se pe rețelele de socializare. Deci știa toată lumea că Alexia era mie partenera de viață a artistului. Iată că acum situația e mai neclară ca niciodată. În ceea ce o privește pe Mira, știm că artista e singură de ceva vreme. Asta după ce ea și fostul său iubit au decis să pună punct relației pe care o aveau și care părea destul de serioasă. Toată lumea cunoștea faptul că Mira e singură în momentul de față, însă fotografia controversată a lăsat multe semne de întrebare. Imaginea a fost publicată chiar de cântăreață pe Instagram, acolo unde ea se bucură de o popularitate uriașă, căci în afară de cântăreață. Artista e bineînțeles și un influencer de succes și are o mulțime de campanii de unde câștigă bani frumoși. Chiar dacă acum concertele sunt pe pauză din cauza pandemiei, Mirei se pare că îi merge destul de bine oricum, mai ales că de puțin timp artista s-a mutat într-o nouă locuință, amenajată așa cum și-a dorit ea. Cântăreața se bucură de un succes uriaș în lumea muzicii, iar reușind să intre în topurile din România de la primele sale melodii. Uit de tine sau inima nebună au fost doar câteva dintre piesele care s-au auzit în toată România și care nu au lipsit de la nicio petrece. Colaborarea cântăreței cu Florin Rus cu străzile din București a făcut-o pe cântăreață să ajungă din nou în topurile muzicale din România, însă nici celelalte colaborări ale artistei nu stau deloc rău. Tânăra de 26 de ani moștenește talentul muzical de la mama sa, ea fiind cântăreață de muzică populară în Târgu Jiu. Mira și-a început cariera muzică în urmă cu mai mulți ani și a participat la mai multe concursuri, de acolo de unde și-a creat un nume și s-a făcut cunoscută.